prea curioși, prea cucerniți părinți, iubiți credincioși și dragii mei. Sărbătoarea din această seară este o continuare a praznicului unei vestiri. De aceea, sărbătoare și praznic, dacă trebuie să trecem în revistă faptul că ea are un puternic caracter istoric, pentru că bizantinii au reușit să-i biruiască pe păgâni în anul 626, fără armată, pentru că împăratul Heraclie era plecat în Orient pentru a recâștiga terenurile pierdute pentru imperiu. Atunci, patriarhul Serghie a scos Sfânta și de Viață Făcătoare Cruce, icoana nefăcută de mâna Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și veșmintele Maicii Domnului și-a umblat pe meterezele cetății și-a cântat acest timp pe care l-am cântat noi în această seară. Și ziceam, dacă ne gândim la factorul istoric, atunci această sărbătoare, dragii mei, are un caracter pronunțat, militar și patriotic. Întotdeauna în ziua de 7 august în Bizanț, se sărbătorea cu fast această aducere aminte de momentul în care bizantinii i-au biruit pe perși și pe avari. Fără, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin mijlocirea Maicii Domnului. Caracter militar și patriotic, pentru că cetatea Bizanțului era închinată, pusă sub protecția Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. În viacul al XI-lea s-a transferat această sărbătoare în săptămâna a V-a din postul mare, în această zi. Dar a căpătat un alt rost, și anume un rost duhovnicesc. Dar caracterul militar, războinic și patriotic a rămas, dragii mei. Convertit, bineînțeles. Înțelegând că noi putem birui păcatul și patimile noastre cu ajutorul Maicii Domnului. Având-o pe ea model de curățenie, de curăție, de feciorie. Viața duhovnicească înseamnă luptă, înseamnă asalt, ne spune Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură. Înseamnă război, război cu cel rău și război cu tine însuți, adică cu firea care s-a pervertit, care a intrat în robia sau în umbra morții, a păcatului, a iadului. Și această luptă are nevoie de o susținere. O susținere nebiruită, precum spunem noi în condacul pe care l-am cântat de mai multe ori în această seară. Maica Domnului este cea care ne poate aduce izbânda în lupta noastră pe care o ducem împotriva păcatului, împotriva morții, împotriva iadului. Maica Domnului. Și patriotic, pentru că noi înșine suntem o cetate și toți la oaltă suntem poporul lui Dumnezeu. Și toți râvnim la patria cerească.
Și ne vrem încă de la botez cetățeni cu drepturi depline în împărăția lui Dumnezeu. Și atunci trebuie să existe acest iz patriotic din punct de vedere duhovnicesc. Să căutăm, să păstrăm poporul lui Dumnezeu într-o unitate absolută, astfel încât în cele din urmă, precum ne învață Sfânta Scriptură, să fie o singură turmă și un singur păstor, țintind spre patria cerească. Și putem face acest lucru cu ajutorul Maicii Domnului, care este mamă și mama noastră a tuturor. Suntem la sfârșitul săptămânii a cincea din postul mare. Sfinții Părinți au rânduit acest popas duhovnicesc ca să ne trezească la realitatea faptului că nu putem ajunge să pătrundem adâncul de neînțeles a pătimirilor Domnului nostru Iisus Hristos și nici nu putem să ne bucurăm de lumina învierii pe deplin dacă nu reușim să devenim asemenea Maicii Domnului. Cine a trăit pătimirile Domnului Hristos atât de profund cum le-a trăit Maica Domnului? Cine dintre oameni? Nici măcar Apostolul Ioan, nici femeile milonosițe. Maica Domnului a trăit cel mai profund pătimirile Domnului nostru Iisus Hristos. Și cine este cea din tâi care s-a bucurat de lumina vieții? Dacă nu, Maica Domnului, precum ne învață Nicolae Cavasie. Așadar, iată, dragii mei, de ce există acest popas duhovnicesc? De ce Sfinții Părinți ne-au lăsat ca dar, dacă vreți, această sărbătoare duhovnicească? Pentru ca să devenim mai conștienți că doar cu Maica Domnului și prin ea reușim cu adevărat să trăim intensitatea și profunzimea pătimirilor Domnului Hristos și a ne bucura de lumina învierii. Ceea ce eu vă doresc din tot sufletul dumneavoastră, celor dragi și întregului popor drept măritor. Amin. Mării de Tatăl și Fiului și Sfântului. Amin.